ce credeți că nu a funcționat, apropo de campania de vaccinare? La 1 iunie, premierul nu și-a atins acest obiectiv, să avem 5 milioane de vaccinați. Unde credeți că s-a greșit sau ce nu s-a făcut bine? Nu cred că s-a greșit într-o anumită direcție. România a pornit foarte ambițios și faptul că am avut o campanie, o strategie de vaccinare foarte inteligentă, aceea de a, sigur, a începe cu personalul medical, apoi cu cei în vârstă, cei cu comorbidități, dar și categorii esențiale, și repede s-a trecut la faza a treia, în care și tinerii care nu aveau neapărat comorbidități sau nu erau într-una dintre categoriile esențiale se puteau vaccina, cred că ne-a ajutat foarte mult, pentru că o bună parte din populația activă a fost vaccinată de câteva săptămâni bune. Și atunci România, deși n-a fost nevoită să pună restricții atât de dure ca în Franța, în Belgia, vă spun că am tot fost la Bruxelles în aceste luni și săptămâni, restricțiile erau mult mai dure ca în România și încă sunt. Italia, Franța, țările nordice, deși nu am avut restricții atât de puternice, situația noastră n-a fost mai rea, ba chiar față de anumite țări a fost mai bună din punct de vedere medical al cazurilor, al deceselor, al oamenilor cu COVID, pacienților COVID internați în spitale. Pentru că am avut o bună parte din populația activă vaccinată. Pe măsură însă ce în celelalte țări s-a trecut de vârstele înaintate și au fost vaccinați majoritatea celor din aceste zone și merg către populația tânără, populația foarte activă, socială, economic, noi riscăm să ne împotmolim un pic pentru că vedem încă un număr important de oameni în vârstă, mai ales din mediul rural, din urbanul mic, care nu doresc să se vaccineze și chiar un număr de tineri care sunt influențați de aceste campanii de social media. Poate ar fi fost important să mergem puțin mai repede cu organizarea în mediul rural, în urbanul mic, nu cu mult, pentru că la un moment dat știți că nu aveam dozele necesare și oricum erau liste de așteptare. Și cred că era foarte important ca o campanie de explicare a beneficiilor vaccinului să fie pregătită să pornească mai din timp. Nu e rău că s-a pornit acum, lucrurile pot fi îndreptate, dar evident că, odată, datorită fake news-urilor, în al doilea rând, datorită faptului că s-au ridicat anumite restricții. Și în al treilea rând, datorită faptului că avem de a face cu o scădere a numărului de cazuri care reduce senzația de teamă, de pericol, de nevoie de vaccinare în anumite zone și în anumite categorii sociale, e posibil să fie din ce în ce mai dificil să convingem românii să se vaccineze.